E foarte important să vedem ce se va întâmpla în această ședință extrem de tensionată a PSD-ului. Între timp mergem mai departe și ascultăm declarațiile făcute de Dan Barna. Pe care l-am dezbătut pe îndelete. Premierul susține această inițiativă și am încercat să conturăm niște direcții pentru perioada următoare. Am discutat de asemenea despre perspectiva anticipatelor și despre realismul aceste alternative. Am vorbit de asemenea de un subiect care e foarte important pentru USR. Avem de un an de zile depus în Parlament legea privind corecta reprezentarea diasporei și premierul Orban a promis că va susține această inițiativă de a crește numărul de senatori și deputați ai diasporei în Parlamentul României. Este o inițiativă depusă de senatorul Radu Mihail și alți colegi senatori și eu sunt printre inițiatori. Este o temă importantă pentru că ceea ce ne-a arătat diaspora este un mesaj foarte clar. Le pasă de România, 10% din voturi aproape au venit din diaspora, ori lucrul acesta trebuie să se reflecte într-un răspuns al Parlamentului României prin recunoașterea acestui rol și prin creșterea, ajungerea la o cotă de reprezentare undeva în zona 14-15 parlamentari care ar fi cumva echilibrată și cinstită și morală pentru, din acest punct de vedere. Au fost și, bineînțeles, alte subiecte legate de pregătirea alegerilor locale și perspectivele de colaborare în acele locuri unde sunt primari PSD de care România trebuie să scape cât mai repede. Legate alegerile locale, puteți să detaliați puțin, vă rog, dacă ați convenit ceva legat de marile orașe care au momentul față au primarii social-democrați? Nu, la acest moment nu am luat lista de orașe da. să bifăm nume sau poziții. Am discutat pur și simplu niște chestiuni generale de principiu. Vom avea și în cadrul Alianței spre finalul săptămânii, undeva vineri probabil, o întâlnire cu premierul Orban și vom intra în detalii specifice în zilele și săptămânile următoare. La momentul acesta a fost doar o chestiune de context. Este posibil și extinderea acestei colaborări și cu cei de la PNP, tot în perspectiva localelor? Este principiul acesta în care e important ca în marile orașe unde avem primari PSD să avem un candidat, acolo unde e posibil, un candidat unic al opoziției. Am discutat despre el astăzi, bineînțeles. Pentru primăria capitalei ați putea să aveți un candidat comun? Știm că domnul Orban ar fi avut la un moment dat discuții cu domnul Nicu Șordan. Am spus și în această întâlnire, am spus-o de fiecare dată, Gabriela Firea poate fi înfrântă, însă pentru asta e nevoie să fie un candidat unic al opoziției în București și în perioada următoare exact aceste negocieri le vom purta pentru a găsi cele mai bune mecanisme pentru a identifica acel candidat care chiar are cel mai bun suport popular în momentul de față în București. Declarații Dan Barna, doamnelor și domnilor, după